Lumea se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei. Atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la marii preoți și le-a zis: ce vreți să-mi dați și voi da în mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor. În prima zi a sărbătorii azimelor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim masa de Paște? El le-a răspuns: duceți-vă în cetate, la cutare om, și spuneți: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi sărbători Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara Iisus s-a așezat la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică fiecare pe rând: nu cumva sunt eu, Doamne? El le-a răspuns: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Atunci Iuda, cel care l-a trădat, i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Iisus i-a răspuns: tu ai zis. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit, le-a dat paharul zicând: beți toți din el, fiindcă acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi, nou, în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat, au ieșit pe muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți vă veți poticni din pricina mea, după cum este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și i-a zis: chiar dacă tot s-ar poticni, eu niciodată nu mă voi poticni. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns: chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii spuneau același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor: ședeți aici, până mă voi duce acolo să mă rog. L-a luat cu el pe Petru și pe cei 2 fii ai lui Zebedeu și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: cum? Nici măcar un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de zel, dar trupul este neputincios. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: părintele meu, dacă paharul acesta nu poate fi îndepărtat de mine fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind.
pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul, ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, să mergem. Iată, cel care mă vinde este aproape. Pe când vorbea el încă, iată că a venit Iuda, unul din cei 12, cu o mulțime mare, cu săbii și ciomege, trimiși de marii preoți și de bătrânii poporului. Iar vânzătorul le dăduse acest semn: cel pe care îl voi săruta, acela este. Prindeți-l. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis: bucură-te, învățătorule! Și l-a sărutat. Iisus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci? Atunci ei s-au apropiat, au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Și unul dintre cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, l-a lovit pe slujitorul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: puneți sabia la loc, fiindcă toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să-l rog pe tatăl meu, care mi-ar pune imediat la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar altfel, cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea, Iisus a zis mulțimii: ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele stăteam în mijlocul vostru și învățam poporul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească scrierile profeților. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Cei ce l-au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii, ca să vadă cum se va termina. Marii preoți, bătrânii și toți sinedriul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus, ca să-l poată omorâ. Dar n-au găsit niciuna, cu toate că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și i-a zis: te pun să juri pe Dumnezeu cel viu dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Tu ai spus, i-a răspuns Iisus. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo îl veți vedea pe Fiul omului stând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: blasfemie! Ce nevoie mai avem de martori? Iată, acum ați auzit blasfemia lui, ce credeți? Ei au răspuns: este vinovat să fie pedepsit cu moartea! Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând: Hristoase, profețește-ne, cine te-a lovit? Petru ședea afară în curte și a venit la el o slujnică și i-a zis: și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: nu știu ce vorbești. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și le-a zis celor de acolo: și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu jurământ și a zis: nu-l cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și i-au zis lui Petru: nu încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, fiindcă și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blesteme și să se jure zicând: nu-l cunosc pe omul acesta!
și îndată a cântat cocoșul. Atunci Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus. Înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și, ieșind afară, a plâns cu amar. Matei, capitolul 27. Când s-a făcut ziua, toți marii preoți și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna procuratorului Ponțiu Pilat. Atunci Iuda, cel ce l-a vândut, când a văzut că Iisus a fost condamnat la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat marilor preoți și bătrânilor și a zis: Am păcătuit, fiindcă am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei: Treaba ta! Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis: Nu este îngăduit să-i punem în tezaurul templului, fiindcă sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului, ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce țarina aceea a fost numită până în ziua de azi țarina sângelui. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin profetul Ieremia, care zice: Au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, și au dat pe țarina olarului, după cum îmi poruncise Domnul. Iisus s-a înfățișat înaintea procuratorului, iar procuratorul l-a întrebat: Ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus. Sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile marilor preoți și ale bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis: N-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că procuratorul se mira foarte mult. De fiecare Paște, procuratorul avea obiceiul să elibereze poporului un deținut pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un deținut vestit numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: Pe care voiți să vi le liberez? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos? Căci știa că din invidie îl dăduseră pe Iisus în mâinile lui. Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, soția sa a trimis să-i spună: Să n-ai nimic a face cu acest om drept, fiindcă azi am suferit mult în vis din cauza lui. Marii preoți și bătrânii au înduplecat poporul să-l ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Procuratorul le-a zis: Pe care din cei doi vreți să vi le liberez? Pe Baraba! Au răspuns ei. Pilat le-a zis: Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit! I-au răspuns cu toții. Procuratorul a zis: Dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare: Să fie răstignit! Când a văzut Pilat că nu-i zbândește nimic, ba încă se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea poporului și a zis: Eu sunt nevinovat de sângele acestui om drept. Vă privește! Și tot poporul a răspuns: Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri! Atunci Pilat le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Soldații procuratorului l-au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Au împletit-o cu nună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi, îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: Ave, regele iudeilor! Și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap.
După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina stacojie, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar el, gustând, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul care zice: Și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi s-au așezat și îl păzeau și i-au scris deasupra capului vina: Acesta este Iisus, regele iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: Tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce. Marii preoți împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau și ei joc de el și ziceau: Pe alții i-a mântuit, dar pe el însuși nu se poate mântui. Dacă este el regele lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, pentru că a zis: Eu sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas puternic: Eli! Eli! Lema! Sabachthani! Adică: Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit? Unii dintre cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis: Îl strigă pe Ilie! Și îndată unul dintre ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau: Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat duhul. Și deodată perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt în două de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în cetatea sfântă și s-au arătat multora. Centurionul și cei care îl păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu! Erau acolo și multe femei care priveau de departe. Ele îl urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedeu. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-un giulgiu curat și l-a pus într-un mormânt nou pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la intrarea mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, marii preoți și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne, mi-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis: După trei zile voi învia. Dă poruncă, deci, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi,
ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea, să-i fure trupul și să spună poporului: a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă. Matei, capitolul 28. Când sâmbăta era pe sfârșit și începea să se lumineze de ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, fiindcă un înger al Domnului a coborât din cer, a venit și a răsturnat piatra de la ușa mormântului și s-a așezat pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și le-a zis femeilor: nu vă temeți, fiindcă știu că îl căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat, după cum a zis. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată, el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți! Duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste marilor preoți despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile procuratorului, îl vom îndupleca noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele pe care le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, le-a vorbit și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.